Bună ziua tuturor! Sunt Sorin Gabriel Păunescu și astăzi vom discuta despre efectul Doppler. Când stăm nemișcați și o mașină trece pe lângă noi în viteză, se poate observa că sunetul produs de motor sau de o sursă sonoră din mașină nu este uniform. Când mașina se apropie de observator, sunetul este mai acut, adică are o frecvență mai ridicată, iar după ce se îndepărtează, sunetul devine mai grav, adică are o frecvență mai scăzută. Fenomenul poartă numele de efectul Doppler și constă în modificarea frecvenței unei unde produse de un emițător atunci când distanța dintre acesta și receptor se modifică. Pentru a înțelege mai bine efectul Doppler, dăm următorul exemplu. Un băiat pe care îl vom numi sursă aruncă cu viteză constantă o minge la fiecare 2 secunde, în direcția unei fete pe care o vom numi observator. În repaus, când poziția observatorului nu se schimbă față de sursă, observatorul va primi câte o minge la fiecare 2 secunde. În mod asemănător, și când poziția observatorului nu se schimbă față de sursă, observatorul va recepționa sunetele cu aceeași frecvență. În cazul în care sursa este fixă, dar se apropie observatorul, în același interval de timp T mare, mingea are de parcurs o distanță mai mică până la observator. Observatorul recepționează mingile ca și cum acestea ar avea frecvența ν' egal cu ν, ori viteza mingii supra viteza mingii minus viteza observatorului, frecvență mai mare decât frecvența cu care sunt aruncate mingile. În schimb, dacă observatorul se îndepărtează, va primi mai puține mingi în aceeași perioadă de timp, adică la o frecvență mai mică, deoarece mingile vor parcurge o distanță mai mare. Observatorul va recepționa mingile ca și cum acestea ar avea frecvența ν' este egal cu ν, ori viteza mingii, supra viteza mingii plus viteza observatorului, frecvență mai mică decât frecvența cu care sunt aruncate mingile. Prin urmare, ceea ce se schimbă este frecvența în sistemul de referință al observatorului. În mod asemănător, observăm că și tonul sunetului perceput se schimbă atunci când sursa este fixă, iar observatorul se deplasează. În astronomie, efectul Doppler ne dă certitudinea că Universul nu este static, deoarece, conform acestui principiu, când ne depărtăm de stele, acestea vor avea lumina deplasată spre partea roșie a spectrului, în vreme ce atunci când ne apropiem de acestea, vor avea lumina deplasată spre partea albastră a spectrului. Ceea ce ne dă certitudinea că Universul este în expansiune este faptul că majoritatea observațiilor ne arată că lumina ce ajunge la noi este deplasată spre roșu.
Dacă v-a plăcut acest material, căutați pe internet informații despre radarul ce măsoară viteza corpurilor aflate în mișcare și despre dispozitivele construite pe baza efectului Doppler folosite în aplicații medicale.